Mamă, mamă, nu pot să crevam, fraților! Mergem la domnul Motan în vizită! Domnule Motan! Domnule Motan, sunt eu, Dracula, și mai faci? Bă, Dracula, bă, ai venit la țang, bă! Vreau să le arăt aici o schemă la băieți. Uită-te în jos de acolo, că nu ești Spider-Man! Taci, bă, tata aia din gură! Păi, domnule Motan, te rog să ai grijă! Data trecută când ai căzut de acolo, ți-ai rupt picioarele. Nu vreau să te duc iarăși în spate la spital. Taci, bă, că nu o să mă duci nicăieri. Fii atent, o să sar de aici, o să fac un triplu șurub în aer și o să mă postați pe internet. Domnule Șobolan, ai camera pornită? Stai, că nu știu când se pornește. Uite, Dracula, să-i cum dau aici. Și scrie aici. Stop recording. Nu, bă, stai, start recording. Bă, dar domnule Motan, bă, ce faci acolo? Am primit mesajul de la tine dimineață că ne inviți la tine acasă să facem un grătar. Stai așa, uite, l-am adus și pe Juan. Oh, domnule Motan, ți-era doar de mine. Așa. Hai, bă, Juan. De ce l-ai mai adus, bă, pe ăsta aici? Trebuia să-l duci de mult la zoo. La zoo, nu? Uite-l, bă, și pe Dracula Junior i-am adus pe toți. Oh, domnul Motan! Ești pregătit să faci concurs și ne bea mai multă bere? Bă, dacă sar de aici și din greșeală sar cu piciorul în gura lui, te superi? Bă, ce vrei, bă, tu să sar de acolo? Bă, dă-te, bă, jos de acolo, o să te accidentezi, domnule Motan! Nu ai treabă, bă, fii atent, am făcut aici platforma asta super șmecheră, care e super rezistibilă și, pe lângă asta, o să devin vedetă, de asta te-am chemat aici, pentru că o să revină în forță, forță mondială și o să fiu cea mai șmecheră vedetă. Bă, nu o să mai știi nimeni, bă, din România, din numele domnul Motan. De fapt, o să știi toată lumea, nu mai contează, bă, am emoții și de asta mă bâlbâi. Bă, deja știe toată lumea de tine, fii atent, domnule Motan, dă-te jos până nu se accidentezi și după aia, bă, tu azi ne-ai chemat la grătar, nu ne-ai chemat la înmormântarea domnului Motan. Păi, nu o să fii, bă, nicio mormântare, fii atent, Draculaz. După ce o să postez videoul ăsta, bă, o să fiu cel mai șmecher motan de pe planeta asta. Ascultă la mine, o să am 200 de miliarde de vizualizări. O să vină președintele și o să zică: luați de aici, domnule Motan, o medalie pentru eroismul dumneavoastră. Și o să zică: mulțumesc, domnul președinte, dar locul la președinție, când mi-l dați? Bă, domnule, bă, domnul Motan, tu ai nebunit de tot, bă. Hai, bă, dă-te, bă, și o să facem grătar aici. Bă, spuneți-i, bă, băie, Gică Vitezoman, nu spune-i, bă, să se dea jos, bă. Acolo că nu e Spider-Man, ți-a mai zis odată, și eu și tata aia. Bă, o să cazi de acolo și o să-ți rupi ori un picior, ori o mână, ori capul, ori gâtul, ori toate oasele din corp. Nu, bă, fiți atenți, acum sar. Nu, bă. Unu. Nu. Doi. Nu. Trei. Nu. Doamne, Motan! Bă, ridicați-l, bă, de jos! Bă, doamne, Motan, sus, bă, sus, bă! Bă, ai de capul meu, ești bă, bine? Bă, Draculas. Eu cred că ar trebui să mă abțin, dar... Domnule Motan, ți-am zis eu că o să-ți rup picioarele. Bă, ridică-te odată de jos, că nu mai e amuzant. Hai, da! Hai, bă, domnule Motan! Domnule Motan? Domnule Motan, ești bine? Bă, luați-l răbdă și duceți-l în cameră, că nu-i normal așa bă, ceva. Bă, ajutați-l! Hai! Bă, băieți, bă, domnule Motan, ești bine? Da, bă, ți-am spus să nu lăsăm pe domnul Motan să sară taș, bă, Dracula Junior, bă, că i-am zis să nu sară. Bă, domnule Motan, ești bine? Trezărea, domnule Motan, că nu mai e amuzant, deja dorm de 10 minute, trebuie să mergem să pregătim grătarul, să mergem să mâncăm, să bem, beri! Bă, da, bă, domnule Motan, hai, bă, trezește-te, bă, că se strică carnea în mașină, hai, domnule Motan. Da, mama, mai lasă-mă 5 minute să dorm și după aia mă duc la școală. 5 minute să... Domnule Motan, la care școală, bă, că e duminică? Ce căutați la mine în casă? Unde-i mama? Mama, unde-i mama? Bă, ce căutați la mine în casă? Mama Motan, în satul Motănești, bă, lasă arma jos. Bă, domnule Motan, bă... Bă, stai așa, cum adică în satul Motănești? Eu unde sunt? Bă, tu ești la casa noastră, unde locuim noi împreună. Bă, dacă i-aplic una la urechi, ei, domnule Motan, trezărea! Bă, și tu cine-i moșneagul ăsta, bă, și ce caută la mine în casă? Bă, tu nu vezi că miroase foarte urât? Miros foarte urât, e. Tu așa vorbești cu bunic tu, e? Ce bă. Bunic, bă? Nici nu l-am mai văzut cu Motan! N-are cum, bă, n-are cum. El a fost în armată și a murit în armată. Domnule Motan, ia, vezi asta? Vezi asta? Ia uite, bă, asta-ți mai amintești ce-i? Bă, cine ești tu în primul rând? Bă, eu sunt Draculas. Bă! Ce știți cu glumele astea? Domnule Motan, haideți să facem grătar, că de asta mai chemat azi. Eu cred că sunteți niște tâlhari, așa că o să mă duc să fiu poliția. Nu! Alo?
Alo, alo, domnul polițai? Da, spuneți, vă rog. Vă rog să veniți repede la mine în casă pentru că am foarte mulți tâlhari și vor să mă jefuiască și tot spun că mă cunosc, dar eu nu-i cunosc pe ei, așa că vă rog să veniți. Polițaiul Garcia o să vină în 3 minute, așa domnul Garcia, nu mi-amintesc cum ați luat în Minecraft în pușcărie. Bă, domnule Botan, nu-ți vorbi, bă, cu Garcia, că ăsta, îi dau și la telefonul ăsta. Veniți în 3 minute, vă rog. Să veniți în 3 minute, nu vin încoace. Domnule Motan, vino repede aici, domnule Motan. Hai ca să se amintești, uite, nu-ți mai amintești de asta, vino încoace, domnule Motan, repede, pune mâna pe tigaia aia, ia să aud cum sfârâi, ia, bagă mari pe ea. Ce sfârâi, bă, că nu sfârâi nimica? Păi, bă, cine ești tu în primul rând, ce vrei de la mini? Bă, eu sunt drag... Bă, domnule Motan, ai căzut, îți mai amintești că ai căzut de pe casă? Bă, tu cred că ai nebunit la cap. Ce casă? De unde să cad, bă? Bă. Eu tot ce mi-amintesc e că m-am pus la somn frumos în satul Motănești și m-am trezit coace, aici, bă. Domnule Motan, vino în coace. Uite, bă, uite-te sus pe casă. Îți mai amintești că te-ai urcat pe statuia aia pe care nici nu știu de unde ai luat-o și ai căzut cu dulapul? Bă, deci ce cu gluma asta? De ce mi-ați pus o statuie pe casă? Și mai ales cu un cal vai de capul lui, ce urât e. Bă, ai căzut de pe casă și ți-ai pierdut memoria. Bă, tu chiar nu mai știi cine sunt eu? Eu sunt Draculaț. Nu te cunosc, bă. Dacă te cunoșteam, crezi că mai făceam asta? Domnule Motan, sunt eu, Draculaț. Domnul Garcia, veniți mai repede, că nu mai pot. Vă rog eu frumos, că nebunesc aici. Bă, sunt niște tâlhari aici, vă rog eu frumos, domnul Garcia. Încă 3 minute și mă trezesc. Auleu, bă, nici poliția nu mai e ce-o fost. Fii atent, domnule Motan, ți-ai pierdut conștiința. Bă, trebuie să mergem în satul Motănești și să vorbim cu mama Motan să-ți spune că ești... Vino, bă, încoace. Vino, nu merg, bă, nicăiera. Vin în casă mai repede, pentru că trebuie să lămurim chestia asta, că m-am săturat. Bă, n-are cum să vă cunosc eu pe voi. Așa că, hai da, la rând, vă iau pe toți și vă întreb. Bă, dă-te, bă, mai încolo. Ce curățenie asta din Motan, bă? Bă, stai, Juan, bă, tu nu mai știi pe prietenul tău, Juan? Bă, Draculaț, ce cu domnul Motan? De ce nu mai știi nimica? Bă, oare de ce, bă, ia, gândiți-vă, hai să ne punem toți creierul. Poate facem de un creier de găină. Bă, o căzut de pe casă. Da, bă, chiar trebuie să vă învăț eu, cel mai mic de aici, Motanul ăsta bețiv. Bă, Motanul ăsta cine-i? Păi, Motan bețiv, tăi. Aaaa, ajutor! Lasă-l, bă, în pace! Din casa mea. Bă, ești, bă, ce-i cu puricul ăsta aici la mine în casă? Bă, tu să nu comentezi, bă, tu nu-ți mai amintești nimic din aventurile cu mine! Mă amintește-ți, bă, de atâtea ori am fost la grătar în satul Motănești, mi-a atacat schimbii din toaletele, tatăl strict. Amintește-ți, bă, din schimbii din toalete! Dar chiar, bă, bă, mai știi ce s-alea schimbă de toalete? Nu, bă, ce s-alea? Bă, îi dai de cap, mă, vin încoa la baie să vezi ce-i. Da, bă, du-l la baie, bă, să-i amintești din momente. Uite, bă, în oglindă, Uite, așa arată o schimbă de toaletă. Ei bine, imaginează-ți că spun un veceu și-ți bă capul în el. Na, schimbă de toaletă. Bă, tu ești sănătos la cap? Cum să iasă capete din veceu? Bă, Draculaț. Da, bă, și așa. Gen, e așa, schimbi-ni dom, yes, yes, schimbi-ni WTIP. Nu știu ce-i cu tine, dar ia, bă, hai, toată lumea la rând, vin încoace. Așa, începem cu ăsta bătrânul care zice că-i bunicul meu. Hai da, să te aud la interogatoriu. La interogatoriu, ei, da? Ei, să știi că eu nici în armată, după 10.000 de ori de tortură, n-am scos un cuvântele. A, da, n-ai scos un cuvântel, da? Ei, gurița, și spune tot ce știi despre mine. Păi, vrei să spun, sincer? Da, bă, sincer, spune-mi tot ce știi despre mine. Ei, ești vai de capul tău, ești un Motan puturos, bețiv și vai de capul tău, bă. Bă, dacă mă uitam la o piatră, era mai interesantă decât tine. Aha. Sună corect, bă. Sincer să zic. Păi aia zic, bă, aia zic. Următorul, hai da, care-i la rând? Ia-l pe Gică Vitezomanul ăsta. Gică Vitezomanul, bă, ce cu numele ăsta, bă, cine ar da așa un nume? Bă, numai un fraier ar da așa, bă, un nume, nu-mi imaginez. Tu nu mai știi de Gică Vitezomanul? Bă, e prietenul nostru, Gică Vitezomanul. Domnule Motan, amintește-te atunci, la început de venit Gică Vitezomanul și o cântat, bă, Gică Vitezomanul, cântă-i domnului Motan, poate și amintește atunci cu animatronicii, bă, nu mai știi, când o veni și încerca să ne prindă Gică Vitezomanul să ne mănânce. Stai că-mi aduc aminte ceva, bă.
Bă, era ceva despre o mașină roșie? Corect. Hai da. Viteză magică. Și-a luat mașină mică. Roșie ca focul să-i zurâdă norocul. Vezi? Acum încep să-mi aduc aminte. Amintește-ți, bă, că uite, zău cu scaunul în cap să-ți amintești. Ia, bă, de aici. Vezi? Cred că am uitat din nou. Bă, nu mai da cu scaunul, no! Dar uit mai tare, bă. Bă, trebuie să-l ducem, bă, în satul Motănești, bă, să-și amintească, bă, trebuie să mergem. Băi, domnule Motan, ascult la mine. Mai ții minte când ne-am mutat în oraș și când a trebuit să distrugim tot orașul, bă, din cauza toaletelor schibirii? Bă, nu mai țin minte, bă, nimica. Dar mai spune, mai povestește. Păi, nu ții minte, bă, că te-ai îmbătat tu atunci așa, ai dormit în parc și te-am trezit eu după ce ți-am furat toți banii din portofel? Ups, asta nu cred că trebuia să spun. Bă, asta nu trebuia, bă, să-i... Cum ai furat banii din portofel? Nu, Draculas o fura banii din portofel. Bă, nu la... Nu mă, cu ce, bă, vină, bă, cu aceea să... Fii atent, domnule Motan. Hai să mergem să-l ducem în satul Motănești. Mă duc doar eu cu el, iar Casili pe acolo și cu siguranță o să-și amintească, nu? Ui, dar de ce nu-l duci mai degrabă la McDonald's? Bă, bine, pot să-l duc și la McDonald's. Vrei la McDonald's, domnule? Da, păi și ce să-și amintească, bă, din McDonald's? Că ăsta bagărie și se culcă. Bă, tu n-auzi? La McDonald's ați avut cele mai mari aventuri. Acolo l-ați întâlnit și pe Huggy Wuggy și pe animatronici și pe toată lumea, bă. Bă, are dreptate, bă. Bă, cred că are dreptate. De ce ți-amintești? Probabil. Aha. Bine, mă, bine, hai. Îl luăm pe Dracula Junior și mergem noi trei. Bă, dar pe ăsta nu putem să-l lăsăm la zoo? Bă, de ce trebuie să meargă și Motanul ăsta în puțin, bă, că miroase? Bă, Dracula, bă, tu nu vezi cum miroase? Poate, poate mai bine că nu-și amintește nimic, așa scăpăm de el. Poate mai bine că nu-și amintește nimic, dar ce-i acolo, Dracula Junior? Bă. Asta cred că mi-amintesc, bă. Ia, bă, de aici, Ia de aici, asta-i din partea mea. Bă, lasă-l, bă, Doamne, bă, lasă-l, bă, în pace. Lasă-l puțin, că cred că se pune la somn și am pus aici o pernuță. Aștar, nu! Bă, au! Domnule, ai de capul meu, nu mai pot cu voi doi. Hai să mergem la McDonald's, bă, să-i dăm domnului Motan McDonald's și-i amintească și să sfârșim odată necazul domnului Motan. Stai, bă, să-l trag pe Dracula Junior. Cred că mi-aduc aminte cum se conduc, bă. Auleu! Bă, vine, bă, încoace, bă! Cred că l-am călcat, bă, pe cap. L-ai călcat, bă, dă-te, bă, jos din mașină, domnului Motan. Gata, bă, m-am dat jos, uite. Vine încoace, rechin puturos ce ești. Nu, ajutor! Nu mă lasă în pace, domnul Motan, vă rog, ajutați-mă! Hai, bă, domnului Motan, bă, vine încoace! Ai de capul meu! Dar s-a pus cu fundul la fața ta, bă, ți-ți place așa ceva? Nici nu mă mai interesează, dă-ți, bă, fundul! Păi, dar domnul Motan e de vină! Ai de capul meu, vampirașul! Păi, mănânci coada, bă! Îi mănânc, să vezi tu ce-ți mănânc ție coada. Hai, bă, la McDonald's, să-ți dau McDonald's și după aia te pun la somn, ai înțeles? Da, hai da, mergem! Iuhu, let's go! Bă, domnule Motan, bă, trezește-te, bă! Asta-ți mai aminte să faci, să te trezești? Cine ești, bă, și ce vrei de la mine? Lasă-mă să dorm. Sos, bă, că am ajuns la McDonald's. Hai, bă, Draculas, bă, puteam veni doar noi. Și așa l-am mai făcut grătar la domnul Motan. Minți, chiorțănesc matele din foame. Eu acum trebuia să mănânc, bă, nu să stau aici să mă plimb cu voi, bă. Mă țineți flămânți, mă țineți că domnul Motan nu-și mai amintește. Parcă îmi pasă mie că domnul Motan nu-și mai amintește cine ești. Și așa, bă, hai din capul tău, bă, tu să iei să-mi faci mie grătar. Lasă-l, Doamne, bă, Doamne, eu cu dinții de lapte. Bă, măcar să mulțumesc pentru asta, că nu mai trebuia să se... Și bă, ce unde se duce? Unde se duce? La școală, bă, cu început la școală, da? Ia hai să-l trimit eu la școală, repede. Te rog, nu! Nu mă mai duc la școală. Da, bă, să crezi tu, bă, că nu te mai duci la școală. Bun. Bă, chetne, bă! Hai de cap! Nu, de fapt, stai, crezi că-i bine? Țările motane vin un coace. Chetne, fii atent! Băieți, o să vă mănânc! Tași, bă, cu mâncatul tău, că nu-i interesează. Uite, domnul Motan astăzi ne-a chemat la el la un grătar. Ne-a dus, o căzut de pe casă, s-o lovi la cap, nu-și mai amintește nimica. Amintește-i tu cine este? Domnule Motan, tu chiar nu-ți mai amintești de mine? Bă, ce cu urâtania asta, bă? Pe cine ar speria sperietoarea asta de vai de capul ei, bă, că zici că-i luat de la second hand? Nu, mă enervezi, domnule Motan! Enervează-te, bă, ce poți să faci tu dacă te enervezi? Zi, bă, ce poți să faci? Ajutor! Bă,
Da, pleacă, bă, Chetre, chiar dacă de tine n-avem chef, trebuie să-l fac pe domnul Motan și amintească cine este. Hai, domnul Limotan, intră și tu civilizat la McDonald's-ul ăsta. Ajutor, bă, ajutor! Acum, au, au, oasele mele! Bă, acum, ce faci, așa? Bă? Ai de capul meu, bă, ce mă fac, nu bă, cu bă? Nu primim cu ce, ai, ai bani să dai? Știu, bă, colindă, fii atent. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Ranga eu s-o scos, să-ți dau cu ea! Au, 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 bă, gata, bă, nu mai fi așa de violent că suntem la McDonald's, da? Ai auzit, da? Au, bă! Bă, calmează-te! Domnul Limotan! Bă, trebuie să ne gândim la o chestie. Domnul Motan, bă, o nebunit, îmbătrânește și el, bă. Crezi că voi doi mai sunteți tineri cum erau dată pe vremuri? Nebunește, ăsta o să nebunească, o să mai știi nici pe el cum o să-l cheamă. O să stea în patul de spital și o să facă... Îmi pare rău! Bă, să tu să îmbătrânești, bă, noi o să rămânem mereu tineri și frumoși și alăptoși. Nu-i așa, domnul Limotan? Da, 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 am o întrebare. Ai bani la tine, da? Pentru că eu mi-am uitat portofelul, bă, na. Dacă mi-am pierdut memoria, mi-am pierdut și portofelul. Bani, tu ai bani. Opa, opa, ia stai aici, aici am buzunar. Opa, au, ia au. Uite cardul de credit. Nu, hop, bă, l-am pus, nu, bă. Ai, bine, bă, așa, lasă deci, așa, hai să-l aduc și pe Dracula Junior. Da, bă, eu vreau să mănânc tot. Dai, bă. Bă, ce coincidență, și eu la fel. Vreau un meniu de ăla, 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 de ăla. Și eu vreau. Eu vreau, vreau bancoara. Bă! Doamne! Bă, hai să luăm noi singuri frumos de aici, spate, să ne pregătim. Bă, unde să luăm singuri, bă, întoarce-te înapoi, bă. Așa frumos. Domnule Motan, întoarce-te înapoi. Dracula Junior, vin în coaci, bă, să luăm de aici, de mâncare, hai da. Acum, hai să luăm mâncăm, domnule Motan. Opa, ia uite, bă, aici ai ulei fierbinte, ia să-ți limpi Dracula Junior. Bă, doamne, bă, doamne, ca... bă, bă, ajutor, ajutor. Bă, 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 hai, bă, din gură. Draculas, să prăjești peștile. Da, bă, să... Se prăjești bine, mâncați-și gura ta, da, bă, așa, se prăjești foarte bine. Ai, de... Bă, nu mânca, bă, pe Dracula Junior. Bă, nu mai pot, bă, rog, eu mult mâine încep școala, vreau acasă, vreau acasă. Uite, bă, l-ai supărat, bă, pe domnul Motan, pe Dracula Junior. Bă, că mi-a zis așa o foame și mie, că nici nu mai știu cum vă cheamă, bă. Bă, cred că m-a lovit și eu la cap. Plecăm, bă, că-ți... A-ți... Ce faci, bă, acolo? Au! Bă! Bă! Vreau mâncare, bă! Vreau mâncare! Uite, vreau mâncare, mâncare! Uite, uite, uite! Vreau un coace! Uite, aici mâncare! Bagă, bagă din ea! Da, da și mie! Bă, da și mie! Domnule Motan, mie ce mi-ai lăsat? Bă! Ai, firmituri, bă, firmituri. Da, mi-a lăsat firmituri, nu? Lasă, bă, să vezi tu firmituri acum ce scoce din buzunarul meu, că știi, eram sigur că așa o să se întâmple. Bă, ia stai așa. Mă scuzați, bă, ce vreau să vă spun eu e că nu mi-am pierdut, bă, memoria deloc, bă, vai de capul vostru, bă, a fost cea mai mare farsă de pe planetă și am filmat tot, bă, cu camera ascunsă. Poftim. Bă, v-am păcălit pe toți, bă, vai de capul Căliți? Vostru. Și pe lângă asta am mâncat și pe gratis tot ce am vrut de la McDonald's, bă, pentru că o plătit Dracula. Da, bă, da. Fii atent, ce-ai spus tu că ai adus Dracula Junior? Scoate, bă, scoate să-i arătăm, bă. Bă, 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 stai așa, înainte de asta, știi căluțul ăla care era pe casa mea, nu? Da. E un cal de bronz, bă, și ghiși ce, o costat o avere, dar pe mine nu m-a costat nimica, pentru că ghiși ce, tu l-ai plătit. Ia! Domnule Motan, eu salvam bani, eu salvam bani pentru casă, birocoace! Așa frumos, mai adun, bă, de mâncare, au, au, au! Acum, hai, bă, Dracula Junior, să-i aducem la domnul Motan, dar, bă, ia de aici din buzunarul meu, acum iau, acum iau! Nu-ți mai spun în baie, auleu! Domnule Motan, unde ești, ce vrei să faci aici, de ce ești? Bă, 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 stai așa, vreau să mă duc la baie, lasă-mă doar 2 minute, atâta te rog, da? Bine, bă, hai, te las. Bine. Bă, bă, Tony, what up, bă, ești bine? Bă, las. Trebuie să mă ajuns, te rog frumos. Da, aparent era ocupat aici, bă. De cine, bă, era ocupat? Deschide ușa așa să vezi. Cine, bă? Bă, ia stai să văd. Bă! Doamne, doamne, ce cauți aici? Ia uite și motanel frumos. Ui, și ghinar merge la colecția mea de Porsche.
Bă, Dracula, să ajută-mă! Te rog, ajută-mă, bă! Opa, audi, audi! Hai da, să-ți arăt porșii mei! Urc o dată, motonașule! Hai de capul meu, bă, Dracula, să ajută-mă! Hai de capul meu! Mă ia cu el, bă! Audi, audi! Audi, audi, să nu faci vreo greșeală, da? Ce greșeală să facă? Ia uite! Opa! Bun! Băi, cred că au căzut în cap! Audi, Audi, am eu ceva în buzunar. Stai puțin, stai să-l scot, ok? Stai așa să-l scot. Ce fac acolo în buzunare? Dacă e un porc, vreau să-l văd. Da, 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 desigur, e porc, ia, stai așa. Fii atent ce am scos din buzunar. Ia uite ce avem noi aici. Luați-vă de aici, luați-vă de aici. Ai telecomandă și asta. Da, ia da, uite, domnule Motan, ia uite ce frumos pulpii. Auleu, bă, Dracula, bă, alea sunt bombi? Nu, bă, cum să fie, bă, bombi? N-ai auzit ce a spus Audi? Da, uite că-ți telecomenz. O telecomandă două. Ia uite, cum să fie bombă. Ia uite ce frumos. Audi, 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 o telecomandă două. Telecomande? Da, bă, așa. Fii atent. Aaa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 a
Și nu uitați să vă abonați și la canalul domnului Motan, că n-aveți de unde să știi când se întoarce băiatul ăsta super șmecher. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați un pe butonașul de like, subscribe și comentariu. Desigur, ne vedem în episoadele de mâine. Pa, pa, vampirașilor, sunteți cei mai tari! Aaaa! O să rupte!